Încă de dimineață, credincioșii buzoieni au mers la biserici pentru a se ruga și pentru a prinde lumânări. Buna Vestire este prima dintre sărbătorile Maicii Domnului și amintește ziua în care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Buna Vestire! Și ce semnifică sărbătoarea respectivă? Când Maica Domnului a aflat că va avea pe Iisus, va avea un copil. Este blagoviștenie și este totodată și Buna Vestire. Ce s-a întâmplat? De ce Iisus vine numele de la Buna Vestire? Domnul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfânta Maria, atunci s-a vestit bunul că va veni pe lume Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire, Fecioara Născătoare de Dumnezeu, a fost înștiințată că va naște pe Iisus Hristos. Este sărbătoarea care pe care se bazează până la urmă întreaga învățătură creștină, pentru că în momentul anunțării veștii cele bune, că oamenii își vor găsi mântuirea și Mântuitorul va veni printre ei, sigur că așteptările lor de secole au devenit reale și fiecare dintre noi, din momentul acela, are posibilitatea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos. După slujbă, mulți dintre credincioși au luat drumul piețelor din oraș pentru a se aproviziona cu pește, sărbătoarea de astăzi fiind declarată în calendar ca dezlegare la pește. Postul Paștelui este cel mai sever post. Acum, sigur, fiecare ține postul și în funcție de starea de sănătate și în funcție de dezlegarea pe care o are sau nu are de la duhovnic, în funcție de starea sa spirituală. Este adevărat, astăzi se mănâncă pește. În tradiția noastră există așa o aglomerație la magazinele de profil și a celor care nu au ținut post, însă este dezlegare la pește pentru cei care au ținut post, pentru că este un moment de bucurie în timpul unui post al tristeții, un post în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost răstignit pentru păcatele oamenilor. În tradiția populară se spune că blagoveștenia este ziua în care sosesc rândunelele, iar cucul începe să cânte pentru prima dată în acest an, de aceea sărbătorii se mai spune și ziua cucului.